Ambrada Oros, Harta Noii Picesne. Mi-amintesc de un timp când Piceasna era ceva ce se făcea exclusiv la biserică. La biserica ortodoxă, la sfârșit se cânta o Piceasna de către cântăreții care erau femei în Piceasna. Era după ora de una și jumătate de vecernie, seara era un moment binecuvântat. Dar cam asta era un motiv pentru unica mama mea să meargă la biserică, pentru picesne. Piceasna este un cântec popular românesc și despre asta vreau să vă vorbesc. Mai întâi vreau să vă spun că după aceea, în anii următori, odată cu apariția internetului și cu mijloacele de difuzare în masă, cum ar fi YouTube, s-a ajuns la o nouă vârstă în Piceasna, să zicem cam începând cu anul 2006, dar a fost acceptată probabil mai târziu de cei care erau din alte medii religioase și culturale de către cei care nu știau. Ei bine, sunt câteva nume de referință ca pionieri ai Piceasnei, mă refer niște cântărețe, este Andrada Oros, este Lavinia Maria Chifor, pe cum cheamă Maria, și mai sunt și altele, probabil, dar nu am văzut acum. Apoi mai este un alt fel de Piceasnă, sunt anumite oameni în România care vor să facă Piceasnă, dar fac într-un fel, cum să vă spun, mai politic. Folosesc Piceasna pentru ca un apel la unitate națională și la unitate ideologică. Politizează Piceasna. Este o scădere la acea Piceasna. Să vezi cântărețele cu bazmale roșii și lucruri din astea. Acum receptez pe Andrada Oros cu cea mai bună Piceasna ei, cine bate poartă așa târziu. Trebuie să vă spun că dacă stai să primești deosebire, primul și primul rând sunt în limba, cum se numește, împerecheată, mi se pare, două. Și spune, nu pot să vă spun Piceasna că e zaptica să mă înfice recorderul, o să vă spun că zice, cine bate în poartă, așa de târziu, la poarta care a bătut și Bob Dylan, să zice, poarta cerului. Eu sunt o mai curs, adică eu sunt o Marie și la tine vie. Adică, pe lângă la toți păcătosul la care am fost, în lume, vin și la tine. Eu vin din lume, Maică, și se povedește, la păcat și viu de la rele. Sufletul încărcat cu păcate grele. Dar ce vreau să vă spun? Acest încărcat cu păcate grele. Deci este, arată cumva în spațiul onirii, în spațiul visului și în spațiul visului în care omul se, visului binecuvântat, în care omul se, sau femeia, să zicem, Ardeleană, ca personaj la Gădiceanu, dar la relație, femeia credincioasă, fie ea tânără sau căsmăritată sau bătână, apelează la Maria ca un prieten, o prietenă și se unește cu ea și prin acest lucru se sfințește și prin acest lucru se încarcă cu tot păcatul lumii. Ca și bunia de povara aia, care aici la Piceasna românească nu mai este unui singur om, povara acestea întregii lumi, cum a fost și încălcat pe păcat Iisus Hristos la Golgota și Ghetsimani, la judecat la Totea, Ana Caiafa, Irod Pilat și deci este o încălcare a unei orante. Deci astea sunt lucruri foarte vechi. De la primul creștinism, când începea creștinismul să se desprindă de toate cultele păgâne,
chiar și cultele luminoase, cum ar fi Apolinicul, al Casandrei, sau mitraismul al soldaților evlavioși. Când se percepea de către popor adevărata noțiune a creștinismului și adevărata sa nemurire sau adevărata sa imortalitate. Ei bine, vreau să vă spun că acesta este... Și vreau să vă spun că picioarul asta se vede bine, așa de genială, se vede bine pusă pe peliculă, pentru că în oricine caz, și asta este un dar al ortodoxiei, dar în oricine caz ai fi, dacă te fii la biserică sau la biserică ortodoxă, pentru că este cea mai veche la noi și este cu adevărat foarte profundă, este, se potrivește cu asimetriile sufletului nostru. Eu sunt greco-catolic, sunt ortodox, în acest lucru, dar vreau să spun că asta este un dar al ortodoxiei. Mă refer pentru omul simplu, omul de la stat, omul și din orașe, care merge la biserică, fiind o lumânare, se roagă. Dar vreau să vă spun că, într-adevăr, nu se potrivește ortodoxia foarte mult. Asta se dovedește în ceasul de război, când poporul își manifestă credința asta. Ce vreau să vă spun? Îndrada Oroț este una dintre cele mai bune cântăreții de succes din ziua de azi, un fel de maestră a succeselor și la fel ca și Lavinia Maria Tipor, numai că sunt cumva pe părți diferite, adică dacă Lavinia Maria Tipor este acea ingenuă, acel copil care vine la Dumnezeu, vine la Maria și se roagă, ea este cumva, dacă Lavinia Maria Tipor este copilul statului, care nu se iubește de toată lumea aceasta, Andrada Oroș este fata, copila, femeia, să zic, în oraș, parcă o văd undeva într-un oraș ăsta, Petroșani, sau așa, de muncitori, famelici, și vreau să vă spun că ea este lumea asta care te iubești ca tot pasul, ce spuneam, de tot perele. Și, într-adevăr, ambele sunt din secolul 21 și ambele sunt prezintă niște realități care sunt ignorate de oamenii de cultură, sunt ignorate de alte religii, de alte credințe, de alte confesiuni. Deși alte confesiuni spun că nu contează denominația sau confesiunea sau crezul, dar pe altă parte nu le oferă ortodoxilor nicio reprezentare. Sunt idolatri, nu? Ce mai vreau să vă spun? Deci, eu am mai întâlnit, de asta mă venit ea să fac pe clipul ăsta, negru, ca să spun așa, pentru asta este credința mea, cartea negră de Cartea neagră de cântări, dar ideea este că, cum vă spun, i-am mai întâlnit așa ceva. Oranta care vine pentru folosul comunității întregi, sau a lumii întregi, dar asta n-am mai întâlnit până aici. Am mai întâlnit în comunități ca povestea africană din Tanzania. Acolo este o fetiță care trebuie să facă ploaie, care face ploaie pentru prietenele ei ca să facă mâncare, se jucau. Și o fată spune mamaică-sa, vine tot satul că nu era ploaie, și ea roagă pe săteni să despărteze puțin de ea, de locul unde vrea să facă. Și nu respectă chestia asta, nu pleacă din locul consacrat, sunt, unde se face așa mândri, cum zice literariare. Și atunci Dumnezeu găsește satul, le dă o ploaie, bine, le dă ploaia, după aceea tot timpul nu mai au probleme cu apa, datorită binecuvântării fetiței, dar ridică fetița la cer ca să ia sfințenia din acea lume, ca un fel de răpire de care. Atâta se gândesc la răpire evanghelicii pocăiți.
Bine, cam asta sunt gândurile mele până la minutul 058. Sunt o bogăție imensă și oamenii nu pot imagina ce este bogăția princesnei. Așa cred că voi numi totuși acest eseu. Da, și eu să vă prezint cum este îmbrăcată această fată, este mai fată tânără și ce pot să vă spun. Deci cum este îmbrăcată? În primul și în primul rând are o, cum se numește, un băl pe cap pe care poartă, cum să vă spun, deci în primul și în primul rând este îmbrăcată foarte original. Poartă bălul pe cap, n-a mai văzut pe nimeni să poartă, nici prea în față, nici prea în spate, cum poartă cu mâini, cu mâine. Îl poartă cum ar purta ea însă. Tot este foarte calculat în biserică. Se cântă în biserică, după crucea, după aceea este îmbrăcată în alb, cu albastru, haine populare de alea cu catrințe, cum se numesc, are la gât o cheie de se pune canan de liceu, cum avea mama lui Mihai. Iar la brâu, foarte interesant, are un brâu în culorile naționale. Și îmbrăcată și încălțată altele neste cu ceva bosturi. Și cântă cântecul cu mâinile împreunate. Mie mi s-a spus să nu mai pot la lecția de religie să nu mă rog așa, cu degetele unele în altele, ci cu mâinile una peste alta. Așa se roagă pocăiții, iau în generală. Mi-a rămas cumva cu îndoiala asta. Ei bine, ce pot să vă spun? Eu am zis Adriana, nu, Andrada, efectiv. Andrada Oros. Cine bate în poartă așa târziu? Sunt două variante, eu pe asta am ascultat-o. Sunt chiar trei variante. Nu, vă sfătuiesc să aprofundați asta cu ce este. Mai am un singur lucru de spus. 100 de ani de pocăință. 100 de ani de... Pentru că nu, poate nici nu sunt 100 de ani. Deci, în cazul 30 ar începe 100 de ani. Cu adevărat, la pentru costar. Și la baptiști începe cam de prin... Tot de prin 30-40. Treaba războiului. Eu așa cred, poate mă înșel. Vreau să vă spun că acești 100 de ani, să fie și 100 de ani, 110 ani. Nu vă smulg din inconștientul ortodox, inconștientul colectiv ortodox. Puteți să faceți ce temple vreți, ce biserici vreți, puteți să puneți și stroboscopuri în ele, puteți să vă luați câte mașini vreți, să mergeți numai în Grecia, numai ca să mâncați kebaburi, dar vreau să vă spun că nu vă smulge din spațiul. Vă mai trebuie să treacă cel puțin 500.000 de ani ca să vă găsiți o identitate. Poate nici atunci, pentru că ortodoxia și catolicismul nu sunt lucruri de joacă. Sunt vechi de 2000 de ani, ambele, și sunt, cum să spun, vechi de Hristos în trup. Nu știu dacă pot să smulg așa ceva. De-aia Luther, Martin Luther, nu a vrut să facă biserica luterană. Aia a fost ceva făcut de ființe elector. El a vrut să formeze biserica catolică ca un alt reformator înaintea lui, ca Francis sau ca Jan Hus. Și asta a fost. Dacă nu făcea biserica luterană, până la urmă l-a fi executat.
Și astfel a făcut un fel de târg. E bine, mesajul picesnei, până la urmă, și al ortodoxiei care pune reverență biserica și o separă să fie include în stat, este că creștinismul nu e un târg. Înțelegeți? Nu poți să te duci la biserică și să fie biserica construită cum e, în spațiu evanghelic, să fie cu tobe, cu orgă, cu nu știu ce, cu nu știu cum, toate acolo pe grămadă, pități, basuri, tot felul de tineri care nabar n-au de doctor și se gândesc cum să cânte ei, nu știu ce, să le zic. Și mai mult decât atât, ca și păstori, pastori, nu puteți să fiți încăștiniți dacă nu fiți boabă despre tradiția bisericii. Nu mă refer tradiția mănăstirilor din Bucovina, nu mă refer la alte lucruri, mă refer tradiția primelor trei veacuri, până la Consilii, care ne spune ce se întâmplă cu fiecare apostol, ce se întâmplă cu Maria, ce se întâmplă cu aia, cu Sfinți, cu Matici, și ajuns la o... Nu știu, mi se pare cumva ceva anticristic. Cu asta voi încheia. Doamne ajută! Să zică că Domnul vece avem pace.